făcut curios. Carla Rareș, salutare. Salut. Ai vioară cu 5 corzi? A 5-a coardă nu o cunosc. Bună, Carla. Vin între voi. Tu ești Rareș? Da. Florescu? Rareș Mihai Florescu. Bun. Și tu? Carla Herescu. Herescu cu Florescu, rimează, e bine. Explică-mi ce este Big Piano ăsta aici și cum ai ajuns să cânti la el. Big Piano este un pian de pădurea, are 4 metri jumate. Așa? Așa? Așa și eu și cu mama mea, adică l-am adus în casă. Bine, aici cred că nu merge, cred că merge aici. Așa, bun. Da. Așa. Eu și cu mama mea, nouă, ne place să urmărim filme. Bun. Și am văzut filmul cu Tom Hanks, cred că-l știu ăla, Big. Am auzit de el, nu cred că l-am văzut, da, cu Big. Da, așa, și am văzut secvența cu Big Piano. Bun. Și am zis, mame, ce-ar fi dacă aș avea și un Big Piano? Eu ești singura care are Big Piano în țară? Da. Puuu, trebuie să mă pun bine pe lângă tine. Bun, hai, zi-mi ce trebuie să fac, zi-mi, cântăm ceva. Bine. Cântăm ceva, te rog. Tu sări pe pian? Dacă pui vioara jos și sar pe ea, nu face la fel, nu? Hai, vino mai încoace, vino mai încoace, vino cu aceea să ne vedem cu toți. Mi-a venit o idee. Ia zi. Am o surpriză. Ce e surpriza aia? Mă face să mă simt bătrân din nou. Piesa asta. Câți ani ai? 15. 15 ani. Și de unde știi tu piesa asta? Mă întreb tot timpul. 15 ani și piesa mea are 18. De unde știi tu, Diana? Păi... Diana, Dana. Urmăresc foarte multe videoclipuri și ești printre actricii mei preferați. Aoleu! Hai să mai cântăm ceva împreună. Ce putem să cântăm? Bine, putem să cântăm piesa aia chiar din Big, pe care a cântat-o... Învață-mă! Învață-mă! Uite. Hai pe partea asta, că pe partea asta a murit pianul. Așa, deci. Încercăm, da? Nu, mă cam țin blugii, că aș putea să fac și o octavă. Deci... La mine sună fals, de ce? Ești mai greu! Asta e! Ziceți-mi voi ce studiați, unde studiați? Eu sunt elevă la Colegiul Național de Muzică George Enescu. Bun. Și vreau să le mulțumesc profesorilor mei pentru că m-au ajutat cu naiul, cu pianul, adică... Să trebuia să fii la școală la ora asta, astăzi? Nu, că e liber. Cum să fie liber? E liber. E liber astăzi? Da. Și tu unde dai microfonul și lui, te rog? Eu sunt elev la școala Olga Godin. Bun. Am primit de curând, de fapt, acum 4 ani, o bursă în valoare de 36.000 de euro acolo. Am participat la un concurs de talente și mi s-a oferit acea bursă și învăț acolo... Am fac ore de engleză intensiv și mate și română și e foarte... Bine, bine, bine! Și cu vioara, să te ții de vioară, că e cel mai frumos. Și sunt instrument. Și la școala de muzică Iosif Saba, acolo învăț vioara. Dar când mai ai timp să le faci pe toate? Și culmea, mai și joc. Te mai și joci. Fotbal joci? Da. Da, te provoc la un joc de FIFA într-o seară. Ea e Carla, el este Rareș, el este Big Piano, singurul de la noi din țară, nu? Da. Vă doresc baftă și vă mai așteptăm pe la noi. Când o să mai cântăm ceva împreună?